Ordinea de zi este următoare. Se convocă ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Băsănești, județul Bacău, care va avea loc în data de 1 la sediul primăriei Băsănești, în sala de Consiliu. Punctul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Băsănești pentru anul 2016 și închiderea exercițiului financiar pentru anul 2015. Inițiator, domnul Mihnea Florentin, primarul comunei. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării documentației tehnico-economice, faza studiului de fizabilitate și proiect tehnic privind obiectivul de investiții, lucrări de reparații la școala gimnazială numărul 1, corpul B, sat Busănești, comuna Busănești. Inițiator, Cristine Florentin, primarul comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării documentației tehnico-economice, faza proiectului privind obiectivul de investiții, amenajarea de teren sportiv și amenajarea accesului la școala gimnazială numărul 1, sat Busănești, comuna Busănești, inițiator Cristine Florentin, primarul comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, grup sanitar și extindere două săli de clasă la școala gimnazială Sat Brătești, comuna Busănești, inițiator Eftime Florentin, primarul comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Busănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2016-2017. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a listelor la nivelul unității administrative teritoriale Busănești, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația Comunilor din România. 8. Proiect de hotărâre pentru însușirea și aprobarea modificărilor și completărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Busănești, Busănești, județul Bacău. Și 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor bugetului local de venituri și cheltuieli pentru pășuni comunale al Comunei Busănești pentru anul 2016 și utilizarea acestora pentru achiziționarea unui tractor. Da. Cine este de acord cu proiectul ordinii de zi? Împotriva, abține? Da. Dăm cuvântul domnului primar, prezinte primul proiect de hotărâre. Proiectul de ordine de zi este proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Busănești și închiderea exercițiului financiar în anul 2015. Sper că toată lumea a primit cu documentația și pe internet și în format tipizat, care a primit în format tipizat. Și aș dori, dacă vreți, aveți discuții, în primul rând, la buget. Propuneri. Bani în plus pentru de la, deci s-a cheltuit mai puțin și s-a încasat mai mult. Cred că e primul an în care am avut despre chestia asta că nu sunt restanțe de ca să se fi cheltuit mai mult să fi încasat mai puțin. De fapt, nici n-aveai de unde să cheltui mai mult, să încasezi mai puțin. E bun lucrul ăsta. E bine că a rămas cu excedent și... Așa, cu excedent, pentru că celelalte lucrări care sunt prevăzute, proiecte aici, sunt pe baza excedentului ăsta. Așa, eu mă gândesc la milionul ăsta, 1.200.000 și care mai e 235.000 de lei, care mai e din casa ăsta. Cred că e vedic în lume de la oamenii care ani de zile nu și-au plătit datoriile. Și sunt și au... Sunt motivate lucrurile astea pentru că nu au de unde. Populația este săracă și n-ar de unde să-și plătească. Și asta va fi mereu și va crește, că bănuiesc că taxele astea anuale se adună procentul acela din faptul că nu ți-ai plătit datoriile la timp.
rest... Distanță de 13 de case, de la cei care cei au decedat, de... au rămas casele goale, plus amenzele neachitate. Da, o să nu știu unele măsuri, cu câteva persoane sunt și ele intenționate, în fin. Dar bine, la alea erau intenționate, problema că știți, acum mai nou, banii când se încasează pentru taxă și impozite se duc direct în amenzi. Direct pe amenzi, adică ordinea de stingere a datoriei... Începe cu amenzi. Amenzi. Și datoria mai trei chiar și amenzi. Păi, după cum am votat în ședința trecută, trimitem înștiințări la toți care au datorii, persoane fizice sau juridice, dacă vin și se ațintă până la 31 martie, beneficiază de 73% reducere din penalități și majorări. Și un avantaj pentru ei acum se ațintă. Vă dau un exemplu la un om care are 100 de milioane, are cam 50-50 de milioane cu majorări. Poate să scape de majorări de 40 de milioane. Dacă vine să achite până la 31, da, e greu, trebuie să vină până la 31. Trebuie să achite. Și n-ar trebui suma ca să-ți vină o sumă de, nu are de unde. Dacă să știți că e o persoană politică, m-a sunat și o să vină. Și are peste 200 de milioane și a promis că vine până la 31 să achite. Chiar s-a bucurat la un... Da, dar trebuie să depună documentație, că și asta a făcut până la 31. Exact, o cerere ceva. O cerere, exact. Deci dacă ați văzut în ședința trecută, s-a aprobat niște cereri, motivări și... Modele, da. Formulare, deci, modele, formulare, procedurile. Ca și la financiar, tot la fel, până la 31 martie, dacă și achită debitul, sunt... Exact, aceleași procedură. Exact. Da. Acum, tu, mai sunt discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării documentației tehnico-economice, faza studii de fezabilitate și proiect tehnic privind obiectivul de investiții, lucrări de reparație la școala gimnazială numărul 1, cor B, sat Bârsănești, comuna Bârsănești. Da. Aici o să intervin eu. Deci, la acest proiect, știți, care, având în vedere situația, vă citesc un pic expunerea de motivit. Având în vedere situația necorespunzătoare a imobilului clădirii cor B al școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești, situația asupra care doamna directoare Cristia Rodica a atras atenția Consiliului Local încă din ședința ordinară din 30 septembrie anul trecut, moment la care bugetul local nu putea face față realizării lucrărilor de reparație care se cifrau atunci la 96.618 lei. Inclusiv TVA, conform de vezul general și a centralizatorului de lucrări întocmite în data de 23.09.2015. Având în vedere de vezul general actualizat, întocmit la data de 11.01.2016, din care valoarea executării statului de fezabilitate și a proiectului tehnic se ridică la suma de 16.800 lei, iar valoarea totală estimată a întregului obiectiv de investiții se ridică la 450.000, inclusiv TVA, suma pe care o putem disponibiliza din excedentul bugetar al anului 2015. Vă rog să analizați și să aprobați executarea documentației tehnico-economice, faza SF și PTH pentru obiectivul de investiții, lucrări, reparații la școala gimnazială numărul 1, Corbe, sat Bârsănești, comuna Bârsănești. Da, discuții. Știți care e treaba. Corpul ăla e foarte mic. Am reușit anul trecut să-i facem acoperișul și ar fi păcat corpul din dreapta cum intri în curtea școlii. Deci asta vechi, cum ar veni. Și dacă tot s-a făcut acoperișul, ar fi păcat să nu facem și acum, la interioare, exterioare. Inițial să facem cât de cât, să putem da drumul. Dacă tot am avut un incident, cred că o să reparăm, facem o reparație capitală la o investiție. Inclusiv o să fie un grup sanitar, are 5 clase, din care una o să fie grup sanitar, unde să facă și o foză. După aia, pe exterior, pe șanțul de care vorbeam, pentru că e o zonă în pantă și vine foarte mult pământ peste fundație și trebuie neapărat și un șanț. S-a făcut un zid. S-a făcut un zid, dar mai sunt mai multe probleme și cu un zid la protecție. De protecție. Ca devizul ăsta general actualizat, de cine e făcut? Adică estimarea asta că ar costa 450.000 de lei. Este făcut de societate care se ocupă cu așa ceva, da. Concor Expert SRL Bacău. Așa. Deci ea a făcut și proiectul care chiar o să vină urmeze pe oameni de zi, pentru Brătești.
Și pentru terenul de sport. Pentru suntem în faza de... PTH, de proiectare. Demarare a achiziției pentru execuția lucrării. Ați citit atent? Da, am citit, pentru că știu că acolo eram director, când s-au făcut de 3 ori studii de fezabilitate. Și cred că nu mai era cazul acum să mai facă încă o dată studii. Dar aceeași firmă, vreau să zic, care a făcut proiectul deja și care e gata pentru Crotești, aceeași firmă l-a făcut și la Bustănești. Și este firma cu care lucrează școala, da. Pentru proiect. Dar la termopanele astea care fac montarea dispozitivelor funcționale la fereastră, le schimbă complet fereastra sau numai... Nu se deschid în toate părțile, unele din geamuri. Deci noi, legerenții au spus, spune că geamurile trebuie să deschidă dublu, atât de sus cât și din ele făcute, care se deschid numai într-o singură poziție, adică bata, care oscilor, bata sau care oscilor. Și trebuie să deschidă în toate... Și bine, astea nu știu dacă se înlocuiesc, astea sigur o să se modifice, cred eu. Da. Alte discuții? De exemplu, care reprezintă școli, nu pot decât să-mi exprim, știu, satisfacția că autoritățile locale se ocupă și de școli. Numai că, de exemplu, ar fi de dorit ca executanții sau executanții și proiectanții și apoi executanții țină cont de anumite doleanțe sau specificități care ar trebui să le aibă, de exemplu, terenul de sport. Sau chiar să le declasă în corpul refăcut, pentru că s-ar dori ca în școală să se poată constitui și niște laboratoare care au niște chestii stricte. Dacă într-un SL de clasă s-ar părea de către proiectant și poți de a se construi laboratoare, de a se amenaja laboratoare. Sau pentru terenul de sport, știu de exemplu de la domnul profesor de sport că terenul de fotbal sau de handbal trebuie să aibă anumite specificități conforme cu Nu să fie de handbal, de... Asta au niște normative, probabil. Un teren de tenis, să fie și de tenis, da, corect. Aici ar trebui probabil consultat în cazul terenului de sport și, mă rog, cel ce răspund, profesorul de sport, de exemplu, da, nu consultat neapărat, ținând cont pentru că școala... Proiectul este făcut în jurul de școală, specialiști, de ai făcut de școală. De doamna directoare la școală și cu firma de proiectare. Deci ea, în mod expres, ce are de ce ai de făcut? Școală. Aici, pe parcursul lucrărilor, parcă s-ar nu făcut... Nu facem de primăria proiectului. Numai că, indiferent ce ați spune directoare de la școală sau profesorii, proiectanții respectă niște standarde, niște normative. Astea sunt niște normative pe care și pentru terenul știu că sunt. Iar pentru laboratoare s-ar dori și spune profesorul ar dori laboratoare, știu, de fizică, chimie, pentru că nu a fost la unii școală. Trebuie să-l vedem modernizat. Probabil. Asta pe partea nu sudată. Deci trebuie să poate menajă o încăpere. Practic după aia. Problema e că una din încăpere o să fie transformată într-un sanitar. Așa că o să fie... După un laborator, de exemplu, sau de exemplu, un laborator de fizică, dacă ar fi o sală amenajată, ar trebui, știu, o sală. Dar asta, probabil că da, pe timpul executării lucrării, s-ar trebui. Da. Ține cont și de chestia asta. Alte discuții? Dacă nu mai sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dar trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea certificării documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, privind obiectivul de investiție, amenajare teren sport și amenajare accese, școala gimnazială la Bună Bursănești, Bună Bursănești. Da, aici o să vă citesc tot o expunere de motive. Starea actuală a terenului de sport al școlii nu asigură condiții necesare de desfășurare activității sportive, având în vedere gradul avansat de deteriorare în care se prezintă acesta. Considerăm necesar a analiza și dispune prin hotărâre aprobării realizării obiectivului de investiție, lucrări de amenajare, teren, sport și amenajare accese. În vederea realizării acestor lucrări este necesară în primă fază aprobarea executării documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic. Având în vedere devizul general actualizat în pornit la data de 11.1.2016, din care valoarea executării proiectului tehnic se ridică la 7.500 lei, iar valoarea totală estimată a întregului obiectiv de investiții se ridică la 200.000 lei, inclusiv TVA. Suma pe care o putem disponibiliza din excedentul bugetar al anului 2015. Vă rog să analizați și să aprobați executarea documentației tehnico-economice, faza PTH, pentru obiectivul de investiții, amenajare teren sport și amenajare accese, școala gimnazială numărul 1, sat Bârsănești, comuna Bârsănești. Da. Am vorbit. Deci încercăm să atât terenul să-l facem, cât și accesele. Deci să nu se mai intre direct în curtea școlii.
Deci să se facă porți și gard. Una din acestea este închis la ora asta, că știți, cu podețul normal, unde trebuia să intre copiii, l-am închis. Deci se va amenaja inclusiv podul ăla cu bare laterale, să nu cadă copiii. Da. O să vedem mai multe pe proiect. Eu am cerut, doamna directoare a pus și ea niște probleme. Deodată se lucrează la proiect. Aici, pentru suprafața asta de 20 de metri pe 30 de metri, suma se pare că e destul de mărișoară. Și a trebuit să iasă în 20 pe 30 de metri, asta este prevăzut acolo. Și nici cred că nu ai mai mult unde să te desfășoare. Suprafața asta nu este suficientă nici măcar pentru un teren de handbal normal. Dar se spune acolo că e mini teren de fotbal, poate fi considerat și mini teren de handbal, să fie. Așa, pentru teren de tenis, să zicem că este suficient, dar fără spații în spate și lateral. Așa. Se cadrează exact pentru terenul de basket. Nu, așa. Acolo. Da, păi, am zis, că nici nu este unde. Gazon sintetic, nu din ăla tip iarbă. Pentru că nu se poate juca pe ăla tip iarbă nici tenis de câmp, nici handbal. Este un gazon sintetic special, care e tip linoleum, cauciuc, așa. Eu am vrut pentru o sală. Da, care este culoare. Care să vorbească cu... Da, este... Despre asta și chiar apropo... Ăla este destul de scump, că am vrut să iau pentru o sală de sport la școală, la Târgu Ocna, acolo, și am înțeles că e vreo 40 sau peste 40 de euro, cel mai slab metru pătrat de cauciuc. Bine, dar este și vopsea, dacă până la urmă putem să-l vopsim, tot cu vopsea special. Da. Inclusiv am întrebat doamna de la colegii care face proiectul, mi-a zis că cu ce să fie acoperirea, nu știu exact, nici nu știu care e cea mai bună soluție. Nu să fie la 2 miliarde de lei cât se presupune. Poate ne cadă așa, nu că nu ne cadă. E ultra. Da, dar stați așa, că aici, aici intră și gardul din spate de la Sandel de acolo. Deci tot. Așa, da. Dar e destul ca să iasă o treabă foarte bună. Adică cu bare, cu porți, cu de toate și așa cum trebuie făcută lucrarea. Numai că trebuie urmărită, deci constructorul care o să realizeze, trebuie urmărit ca să pun materialele acolo, că am zis așa la 20 de metri, pe 30 metri, dacă ar fi după ce se bătătorește solul acolo, așa și ai pune numai saj de ciment, sacul întreg de ciment, luat la dimensiunile lui pe suprafața asta, nu îți trebuie mai mult decât 70 de saci de ciment, fără să mai pui la grosimea sacului ciment de 20 cm. Numai ciment curat să-l pui acolo. Deci care ar însemna 70 de saci, cel mult 20 de milioane. 20 de milioane. Până la 2 miliarde de lei, e de făcut treaba acolo. Adică trebuie să iasă din Uniunea Europeană. Așa trebuie făcut, ca să nu fie... În ședința, când va fi atunci efectiv proiectul aprobat, deocamdată va fi... Da, e în fază de fază. Și aici trebuie... Uitați, dacă vedeți, numai taxele și impozitele sunt 13.050. De la 13.000 la 200. Păi da, dar stai că nu-s numai astea. Uite tu câte sunt aici în devizul general. Deci în devizul general, de ce am primit în și trebuie să avem în vedere scandalul cu domnul Pușcașu. Înălțimea gardului de 4 metri nu este suficient acolo. Da, dar nu știu ce mai înalt de 4 metri s-ar putea să mântăm stâlpi de proiecte mâine. Da. Deci, noi am... Trebuie avut în vedere ca să nu mai deranjăm... Deci, deranjul unei una comunii, dacă nu este cu mingea, că s-aude, s-aude în jurăturile și tot este un deranj. Așa. Dar ce se întâmplă mai înalt? Și pe stradă, da. Și în jur. Asta e situația. Mai înalt de 4 metri, nu știu dacă se poate realiza din cauza firurilor de curent. Deci singurul m-am gândit cu Florentin să vedem, poate putem să-i tragem o plasă și deasupra. Deci ori cu rulare, ori fără rulare, că de exemplu în timpul iernii cam nasol, să pune zăpadă pe așa rupe. Dar în timpul verii se poate rula. Deci se strânge bară pe parte și se rulează în partea aia. N-ai cum să pui plasă. Plasă trebuie să pui cel puțin la 10 metri sus, ca să altfel încurci tot jocul sportiv. Păi dacă gardul are 4 metri, nu o să duce mingea. Păi
În momentul când terenul fiind mic, în momentul când joacă acolo, fii sigur că depășești. Eu m-am ocupat de sport de ani de zile și știu mai bine. Așa deci zic. Depășești gard. Da, dar cel mai bine sunt și niște pentru că nu toți sunt profesioniști acolo, nu toți fac antrenament. Da. Fiecare dă minge așa cum știe. Sunt niște condiții care nu știu dacă le putem. Deci vă dați seama ce ar însemna acum să ne apucăm să modificăm și instalația de curent electric. Să tragem pe pământ sau pe... De aia să vedem cât putem să ne înălțăm acolo. Nu, dar atât a fi indicat doar în partea dintre domnul ăla cu picina și un pic înălțat un metru, dar dinspre, că acolo se duce mergea într-adevăr mereu și nu... Dar în partea dintre el se face un 6 metri. Da, despre el. Mai se vedea acolo ce trebuie să fie. Partea către domnul ăla să mai fie scandal. Da. Încercăm. Asta se poate face, deci nu. Un teren frumos l-am văzut cum merge către Bacău, pe partea dreaptă. În câmpul ăla, acolo. Deci, și tot mic. Dar tot avut inițial. Ăla e particulare, proprietatea. Da, inițial o să fac în gal. Și ei putea să fac un teren frumos, dar nu am teren. Tocmai ce spunea domnul Mustodi. Nu este terenul ce, dar nu face decât la standard. Da. Mai sunt discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva, ține? Da. Trecem la potrivire punctul 4, nu? Cu... da. Dar proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții cu sanitar și extindere 200 de clase, școala gimnazială sau Brățești, cum am avut să ne știu. Așa. Aici o să trecem la faza deja de execuție de licitație. Deja am discutat cu contabila de la școală. Vreți să citești tu ceva? Da, hai să citesc, că scrie expunerea de motive, că aici nu e mare și se încadrează tot. După cum se cunoaște, anii trecut, refacerea localului fostei grădiniței, satul Brătești, nu a mai fost posibilă, dat fiind acel imobil fusese construit din chirpici și paiantă la începutul secolului trecut. Iar imobilul era într-un stadiu foarte avansat de degradare, aproape de prăbușire. De cel puțin 2 ani de zile, preșcolare și desfășoară activitatea instructivă educativă în localul școlii gimnaziale cu clasele 1-8 Brătești, fapt care a determinat ca activitatea în localul școlii să se desfășoare în două schimburi, nefiind spațiu suficient pentru ca toți elevii să aibă cursuri dimineața. Încă din anul 2010 a fost aprobată, prin hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 30.04.2010, executarea documentației tehnico-economice și executarea obiectivului de investiții grup sanitar și extindere două săli de clasă, școala gimnazială Sat Brătești, comuna Bârșănești. Abia anul trecut a fost posibilă realizarea studiilor și proiectul tehnic pentru această investiție, așa încât este necesar ca în acest an să ne mobilizăm pentru organizarea licitației în vederea atribuirii contractului de execuție acestui obiectiv. Având în vedere devizul general actualizat în 11.3.2016 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție grup sanitar, extindere două săli de clasă, școală gimnazială Sat Brătești, comuna Bârșănești, este necesară aprobarea indicilor tehnico-economici după cum urmează. Valoare totală, fără TVA, 555.199.000 lei. Valoarea totală, inclusiv TVA, 663.562.000 lei, din care valoare C plus M, fără TVA, 436.424.000 lei, iar valoarea totală C plus M, inclusiv TVA, 20%, 523.709.000 lei. Achitarea contravalorii executării obiectivului de investiții în sumă de 663.562.000 lei, inclusiv TVA, lei din care suma de 18.750 lei a fost deja plătită, va fi asigurată din excedentul bugetar al bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârșănești pe 2015. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să aprobați realizarea lucrărilor. Discuții. Deci 5 miliarde? Da. Total 663. Fără TVA, fără. Fără, da, 523. Dar inclusiv TVA. Dar 663. Deci 523.709.000 lei. Păi primul de aia 5 miliarde. Și cu TVA 663. 663, dar cu suma de 18.750 a fost achitată. Păi lasă-o că ai... Da. Ai proiect. Deci 523. Deci proiectul din domnul Mistorie știe ce mai bine școala, din mijlocul școlii, din hol, se iasă undeva, se sparge un geam,
dreptul cancelar. Chiar dreptul cancelar. La mijlocul de la se fac băi și pe o parte și pe alta pentru copii și pentru profesori. Și pus două clase. Da, și se face... Deci la ultima discuție care am avut-o eu, trebuie să lese geamurile de la cancelare, de la hol deschise. O să fac un spațiu liber, deși s-ar putea să fie acoperit, ca să intre lumină în... Deci ea nu va fi unită de pereții ai lați, va fi undeva în mijloc, cum ar veni. Vreau să vă spun că acolo, când am făcut eu proiectul ăla care s-a lăudat doar primar la toate alegerile cu el, ăla a fost proiect lucrat 2 ani înainte de domn primar a aflat de el și când am spus că domn primar, Pantema la Bacău, știe unde, așa, și apoi s-a dus el în sat de acolo, s-a lăudat că el l-a dus, că așa, eu am tăcut din gură, că așa a fost bine, știți, să nu mai lungim lucrurile, poate să știi și în primărie, 5 miliarde 500 de milioane de lei în 2004, mi-au fost aprobate de inspectorat cu Consiliul Județean, apoi prin la Minister la București. Când a fost aprobat proiectul ăsta, a fost o ședință generală cu toți directorii din județul Bacău la Ateneu. Când s-a anunțat proiectul ăsta de 5 miliarde 500 de milioane în 2004 la Ateneu, toată sala aia a muțit. Au crezut că ei au greșit acolo, că fiind numai 550 de milioane de lei. După aceea au venit și m-au întrebat toți cum am făcut și am făcut de a-mi obținut banii ăștia. Vreau să vă spun că când s-au finalizat lucrările la acea școală, care ați văzut-o, cei care ați fost acolo, că a fost școală în județul Bacău, în momentul în care a intrat doamna inspectoare adjunct acolo, așa, aproape că voia să descalță la ușă. Deci a fost hotel de 5 stele, când s-a terminat școala aceea, și a fost hotel de 5 stele până în 2011, când am plecat eu de la școală de acolo. Deci timp de 5 ani acolo se intra în papuci, adică nu era ca o casă a unui om, așa, sau un hotel unde să fi fost curățenia și bunul gust și tot ce vreți în acea școală. Au mai rămas atunci când s-au finalizat lucrările, pentru că a spus domnul primar, încă vreo aproape 400 și vreo 50 de milioane pentru construcția WC-ului. Bani care nu știu ce s-a întâmplat cu ei, pentru că eu n-am fost consultat, nici întrebat, nici așa, nici când s-a terminat, nici când s-a început, doar atât că am adus bani. Ce s-a făcut cu banii cei, nu știu. Deci diferent, restul ăla de 450 de milioane care au rămas atunci. Era din bucare. 50 de milioane. 450 de milioane au rămas din 5 miliarde 500 de milioane care au fost obținuți pentru școala Vrătești. Ca o curiozitate să ce? Cum? Mai iertați, că continuăm. S-a venit să dea o utilitate, știu că e un spațiu mare sub școală, dumneavoastră, de asta. Acela era vechiul școlii care a fost renovat și ăla tot în suma asta, că acolo renovarea a cuprins exterior, interior, gardul, roata împrejur, tot, deci tot ce a placa aceea în afară, pe acolo porți, clasă pe la garduri, ca să nu se ducă la vecini, acolo să realizeze. Nu știu eu, pentru că eu n-am participat nici la licitații, nici la... N-am fost întrebat, decât numai la sfârșit am semnat că s-au făcut lucrările și că timp de, nu știu, 3, 4, 5 ani, că i-am spus și inginerului. Proiectul, dacă l-ați văzut, era prins grup sanitar sau nu? Eu nu știu, n-am văzut proiect, n-am văzut nimic acolo așa. Doar am semnat la sfârșit niște hârtii că s-a luat în primire școala și timp de 4-5 ani să se aibă grijă de ea, să nu se deterioreze, ca în momentul în care ar veni ceva punctual să fie totul bine. La fel vreau să vă zic așa, pentru că se termină acum cu Brăteștiul, se termină cu școlile. Mai și următorul punct de suma asta de 663 nu mai e, e cu precâștigat. Nu, organizarea rețelei. Nu, dar aici cu construcții. 663 de mii de lei ăștia și 250 sau cât e acolo,
Așa, ăștia nu mai sunt din excedent, pentru că s-a terminat 450 cu 220 și da. Fac 700, aproximativ 700 de mii de lei. Doar dacă mă se mai recuperează din 1.220.000 ca să mai fie acei 663.000 pentru școala Brătești. N-am înțeles. Adică nu mai sunt bani. Adică din excedent nu se acoperă construcția cel puțin la școala Brătești. Investiția. Da, dar stați un pic. Deci excedent bugetar nu înseamnă numai 2015. Deci excedent bugetar a fost în fiecare an. Ce ați văzut și s-au strâns. A, da. Și deci în afară de 700.000 care sunt excedentul bugetar, mai sunt și din 2014, 13, 12, da. Deci, da. Bine că mai avem și cheltuie. Da. La fel v-am zis, să se urmărească lucrările astea și să nu să... Să ajungem acum la stadiul să înceapă. Și da, să înceapă. Și la licitație. Dar asta, ca și consilier, puteți veni și puteți face că nu, pentru că nu... nu să, eu mă gândesc numai la școala Caraclău, care de la 5-6 miliarde, 7 miliarde, ajung la vreo 20 sau cât ori 17 miliarde. Școala Brătești s-a construit, deci când s-au făcut reparațiile cele capitale... La școală nu se mai face nimic, doar se face o extindere. Nu, dar și la școală, asta eu zic pentru tot, și teren de sport și școală. Școala a fost început reparația pe data de 15 noiembrie, cu o firmă ultra serioasă și s-a terminat pe data de 17 ianuarie. Deci aproape, deci în 2 luni de zile. Dacă luăm că la Caraclău s-au făcut reparațiile cele în vreo 6-7 ani. Au fost alte proceduri. Nu proceduri. Cred, eu zic că au fost interese. Au fost interese. Au fost așa. Mai întâi firma aia constructoare Miust, care nu mai poți încăpea de ea prin comuna asta, de lucrări. Nu mai există Miust. Nu mai interesează. A fost și-a construit școala de acolo. S-au apucat și-au dărâmat mai întâi ușile. Anul ăsta. Anul următor o dat acoperiș. Anul celălalt, nu știu ce. Astea au fost făcute ca să tergiversez perioada, să crească prețul și să tot să iasă acolo ce vrea și cine vrea și cât vrea. Ori nu se face așa. Când ai făcut licitația, îl întreb pe ăla, că știți că la licitațiile astea eu o fac, subcontractez Nenea Georgescu, Nenea Georgescu subcontractează Costică, Costică nu știu cum, și ajunge la unul care nu are nici muncitoare, are o singură basculantă și el nu știe să zidească. Așa cred că s-a făcut și aici la Caraclău. Aici sunteți dezinformat. Sunt dezinformat pentru că n-a făcut parte din nicio comisie. A dat impresia. Așa, s-a dat. În 7 ani se face la Brătești. Ce s-a făcut la Brătești s-a făcut în 2 luni. Nu se poate. La fel și aici, când se vor începe lucrările astea. Faceți o licitație cu niște oameni serioși, cu niște oameni care sunt la prima mână, care au constructori, care se pricep și nu cu orice pălmaș din ăștia care se pricep și ei la toate acum. Acum noi românii ne pricepem în toate domeniile. Așa. Și să facă parte din comisia când se fac licitațiile. Este făcut de cel ce face proiectul. Deci nu are nicio treabă de vizul de lucrări cu constructorul. Nu, eu fac licitație. Ia de vizul de lucrări și în funcție de vizul de lucrări vede dacă se încadrează să execute lucrarea sau nu se încadrează. Scuze-mă că te contrazic. Și la de vizul de lucrări se poate umbla la manoperă, pentru că nu este în cazul care neprevăzut. Vedeți că tot în de vizul de lucrări este un 10% sau care spun cheltuieli neprevăzute. La cheltuielile neprevăzute se încadrează. Știu, când dărâmă grinda aia, ei au calculat că nu se dărâmă de tot, rămâne acolo. Ei, ea a căzut. Da, deci, de fapt, nu de la 7.000. Iar în privința, în privința școlii de la Caraclău, vă spun așa, deci când s-a făcut proiectul, s-a licitat. Dacă știți, atunci banii s-au obținut prin centrul bugetar pentru Coni. În momentul când au venit banii la centrul bugetar, centrul bugetar a zis că banii ei i-au dat pentru toate școlile din zonă. Deci, dar de fapt, banii erau veniți pentru școala de la Caraclău. În momentul când s-au apucat lucrările, s-au dat vreo 2 miliarde, câte mi-aduc eu aminte. Constructorul a efectuat lucrările până la faza când a ajuns la banii respectivi. După ce a mai făcut lucrare de vreo, nu mi-aduc aminte, de 80 de mii sau ceva de genul ăsta, care banii i s-a dat exact în momentul când a fost dați în judecată. De firma lichidatoare.
Centrul bugetar a dat banii la toate școlile, care sau unii aveau ei proiecte, și școala de la Caracal a rămas fără bani. În 2013, când am început, sau 2014, nu știu, da? 2013, când, așa, când am obținut banii, am obținut numai diferența. Deci toată, deci lucrarea de la școala Caraclău, din câte, nu pot să vă spun sigur, sigur, dar mă pot uita în acte, a ajuns total, deci cu ce s-a cheltuit înainte și cu ce s-a cheltuit, în jur la vreo 1 miliard. Am aprobat noi de două ori câte 1 miliard, odată 1 miliard și 200, odată 2 miliarde și nu știu cât, că am zis, băi, dar comuna asta cât poate să suporte numai pentru un singur obiectiv? Odată 700 de milioane. 4 miliarde și au fost de 4 miliarde 500 a fost aprobat prima dată. Așa, și după aceea s-a ajuns la 7 miliarde. Și-a mai aprobat deodată o diferență care... Era diferența, nu știu ce s-a făcut. S-a turnat aleile care sau ceva de genul ăsta. Gardul preșmuitor și aleile. Gardul preșmuitor. Data viitoare scoateți. Pentru data viitoare scoateți de câte ori am aprobat noi bani pentru continuarea lucrărilor. Deci, inclusiv anul trecut, cred că am aprobat, că nu se terminase, nu știu ce, pe acolo, alei, pe jur, pe nu știu mai unde. Da. Asta e una. Și a doua este, dacă noi nu urmărim lucrările, pățim cum am pățit cu asfaltul de care s-a turnat la Caraclou. Vedeți câte greutăți sunt. Mergeți la Caraclou să vedeți câte groapuri sunt în asfalt. De ce? Pentru că când s-a făcut recepția, nu s-a luat cum trebuie în primire, nu i-au urmărit, i-au luat bani, au plecat și ne-au lăsat cu gura. Recepția, că sunt și consilieri. Păi, care să ce? Recepția finală nu-i semnată. Vedeți, eu... Dacă vă spun că de recepția la drumurile, la drumuri, se face de către experți. Deci nu face. Face drumurile județene, drumurile naționale, responsabil de capul consiliului județean. Deci noi, pur și simplu, eu, Marcica, cine a mai fost, eram ca invitați. Așa este. Dar eu v-am dat un exemplu. Că noi, pe viitor, ce lucrare se face, să ia primire cum scrie la carte. Dacă s-au făcut sau nu s-au făcut. Așa că nu știu discuția cu drumul de la Caraclou, noi o deschidem mereu, dar știți în ce condiții s-a făcut drumul ăla și da, nu știu dacă... Păi, dar dacă da banii s-au luat, nu? Deci, banii, prima oară s-au făcut asfaltul, banii nu au fost când au venit din nicăieri, s-a dat primăria în judecată, știți că era să ne execute, nu era vorbit, dar eu din ce am auzit, după aia s-au dat banii și asta a fost situația, deci. Nu știu. Dar eu cred că e un caz închis. O să vină ăștia să-l repare iar. Ce o să fie caz închis? Mai e de pus garanția, banii garanția. Nu sunt dați. Deci procesul verbal de terminarea, nu a terminarea lucrării, final. Procesul verbal de finalizare a lucrării a fost, acum de terminat de procesul verbal care iese din garanție asfaltul, nu-i făcut încă. Dar care este termenul de garanție? Termenul de garanție a fost 2 ani și... Care este finalul acum? Până când este? Păi normal trebuia să fie în toamna asta, dar dacă... Condiții... În toamna ce trecut, deci a expirat și ăsta. Nu a expirat, că banii nu-ți dați, banii sunt în contul nostru. Nu, trebuia să vină... A expirat ca să termini lucrările. Am vorbit... Nu contează, el până nu se semnează, nu se... Și am vorbit cu inginer, chiar am fost pe teren, dacă va ține de lumea, a promis că... Că o să mai facă ultima operație capitală. Lucrările astea care se fac la școli acum, noi dăm toți banii în față sau dăm eșalonat cum face lucrări? Nu, cred că o să se dea o sumă pentru organizarea lucrării, că așa se face prima oară, deci în avans. Așa? Și după aia, în funcție de fazele, dar asta le fixează un pic și dirigentele de șantier. Deci dirigentele de șantier care va veni, face o parte din lucrare, uite de acolo se câștige și el. Este foarte bine că o să vină, dar o face etapa asta. Abia face proiectul ăsta. Face etapa asta. Școala de la Brătești are proiectul făcut, urmează care se scoate la licitație lucrări. Da, și nu e o chestie. Toate lucrările se vor scoate pe seară, deci nu mai... Da, dar o să fie scos pe seară, deci o să fie la licitație. La licitație, că acolo... Acum ce să putem face dacă de la drumul de la Brătești nu a venit decât o singură firmă, ce puteam să facem? Așa zicem noi. Da, deci uite de PSA să vezi dacă nu-i scos PSA. Și nu vine nimeni. Nu mai vin, că vede că nu mai au cum să mai tragă și nu mai vin. Sau au alte lucrări luate. Plus de asta că sunt o grămadă de lucrări acum, că s-au dat bani anul trecut și acum 2 ani și sunt prinse deja, sunt firme care au câte 4-5 lucrări, nu le mai pot acoperi. Da. Și cine e domnul vice ăsta care a obținut? La Brătești, Transcarpatul și cu General Construct, dacă așa spune, nu? Da, de unde General Construct e din Bacău și Transcarpatul e din Brătești.
Transcarpat va face toate lucrurile de terasament. Deci, Constantin Lazar. El o să ocupi ce înseamnă tot amenajarea teritoriului, iar asfaltarea o să fac general. Dar să știți că general constructul ăsta este o societate foarte bună. Ei vor face asfaltarea. Și după ce face toate terasamentele, așa, cu transcarpatul, ei vin doar cu asfaltul, general. Dar legat de școli, terenuri de sport, că am discutat acum, trebuie să avem un DDR. Teren de sport la Caracol, la școală. Școala Caracol nu are teren de sport. Păi cum aveți teren de sport? Nu este teren de sport. Aici, dar în toată comună, în școală. Deci teren de sport al școlii nu există la Caracol. Este loc? Este loc suficient. Dacă este un pic mai mare decât ăsta de aici, da, el are marginea răpii până în școală, deci să zic să lasă 2 metri de la școală ca să poată circula elevii. Și ar fi. A fost. O altă variantă, în posibilitatea, dacă legea ne permite, o tentativă de cumpărare a terenului de la Racu, de la Țuțuianu, de acolo. Și ar fi acolo un teren ideal. Nici n-ar deranja orele în partea asta, este lateral. Nu deranjează. Da, ați auzit că vede? Da. Dar nu vede. Zis, se poate înaintea o discuție cu omul. Nu-i bătut în cuie. Nu vine, apare copii. Cât e intimidare consilier, nu vine omul. Nu vine, nu vine. La școală, la chestie, acolo ar fi de probleme, nu ce vreau ce ar să pare că nu are deloc acolo. Și nu discute de școală. Asta, Florine, hai să lăsăm, hai să terminăm cu ordinea de zi. Păi, dar pentru școala de plătești, nu vorbim. Da, dar oricum cu banii ăștia nu putem face clar. Sau altceva. Deci, noi terminăm cu proiectul cu ordinea de zi și la final discutăm cu alte probleme. Da, care ne-ați sesizat. Mai multe probleme. Da. Deci, mai sunt discutii? În privința locului s-a redat și pe sport. De exemplu, la centru avem o sală amenajată pentru sport. Iar, de exemplu. La Brătești nu există așa ceva. La Caracol nu există, parcă, nu? Nu. Nu există la Caracol o sală de clasă. Nu, dar la formă hol. La Brătești pe hol, dar e inconvenient pentru ore. Deci iarna se face sport pe hol. Bine, așa. Bine, astea probabil, peste tot. A, la noi aici, la centru, e o sală amenajată. Asta e important și după aia putem rezolva și ăsta. Alte de sus, spuneți domnul. Domnul Mistor, avea dreptate acolo la Brătești. Depinde foarte mult executantul, așa este. Deci, în același timp s-a făcut și la școala Brătești. Și la școala Brătești, Neamul, spunea patronul, deci a făcut o lucrare excepțională. Domnul Mistori s-a ținut tot din scurt cu copii, cu reglementări și acolo așa, când se sună, acolo intră toată lumea la clasă, nu sunt mai... Au rămas așa, în moștenire, deci în timpul domnului Mistori, au o disciplină elevii întipărită. Și adevărul că așa este, era cu două clase peste cum arăta școala albele. În afară de executant, să știți că cheia este dirigintele de șantier. El trebuie să fie la punerea materialelor în manoperă. Deci se pun cantitățile sau nu se pun cantitățile și el semnează. Dacă el se implică și dirigintele de șantier, de fapt, trebuie să țină cu beneficiarul, nu cu executantul. O să iasă lucrare de calitate. Dacă nu, mai puțin. Și la școala Caraclău s-a tot discutat, cam așa este, în aprilie 2008, după ce s-a făcut licitația și contractul, a venit o hotărâre de guvern care ne-a obligat să predăm toată documentația la centrul bugetar. Am predat. Deci era proiectul, documentația de licitație, licitația făcută, contracte de lucrări încheiate și ne-am dus la centrul bugetar. Le-am predat acolo, au început lucrările și probabil cum ai promis și domn primar, hai mai fă, că vin bani, ei au făcut, au plătit o tranșă, după aia nu au mai dat, l-au rămas în gaură de... Deci nu a rămas acum în gaură, a rămas cu școala, cu primăria de la Cașin și cu școala de la Mănăstirea. Da, și o trebuie să... Și cu Căminul de la Cașin. Da, o trebuie să, nu știu, să intri în subvenție, cu Cașin. Cu Cașin? Da, 8 miliarde. Dar bine, oricum firma e falimentară, sigur, ea lichidă tot. Da, un falimentar firma, au intrat în subvenție, au făcut și după aia au stagnat lucrările. Deci s-au mai apucat tocmai...
tocmai în anul 2014, când s-a dat în folosință, atunci s-au mai apucat de lucru. Deci au stagnat lucrările vreo 5 ani, nu s-a mai făcut nimic. Și atunci când s-au făcut, s-a dat în folosință. Da. E problem. Și la Albele este problem că curge prin acoperiș. Da. Încă, deci, constructorul de la rugămintea domnului primar, că aici n-am nicio treabă, țin un pic, banii lăsese vreo 80.000 sau nu mai aduc aminte exactă, s-a rugat de el măcar să-i pună sticla și o parte din tâmplării ca să nu intre ăștia, să o debalizeze, nu? Și a făcut-o pe banii lui, deci banii el și-i a recuperat după ce a fost chestia cu procesul. Deci a pus tâmplăria, că el bani nu mai avea pentru tâmplărie, că deja era mult înainte cu lucrările față de banii dați. Văd că ați organizat pe toate școlile, de toate din toată comună. Ce facem cu școala aia de la Vărăvări, de la Bârsănești, de aici jos? O lăsăm așa, să o distrugă? Nu, acolo sunt niște... Este și ea într-un... va fi prins într-un proiect de modernizare și de schimbare. Măcar tot dăm cu niște oameni lăcăjeți, stai acolo, să nu... Dar nu e aprobată ca muzeu, am zis că facem un muzeu acolo. Acolo să fie un cămin cultural, deci o să fie o școală, pe o after school, deci după o școală care va fi... Oricum, copiii o să facă activități extrașcolare, după program. Oricum că din cultura nu se poate. Și o să fie și că deci, nu se poate, pentru că aproape trebuie să depășească cel puțin 500 de metri de la prima casă. A, dar nu, să, nu ne referim la un cămin cultural generalizat. Deci un cămin cultural, mic, bine, o cântărească, știu eu, 100 de locuri acolo, să pot să se cimente. Deci o să fie interiorul în care putem să amenajăm. Deci a fost cum cultural și acolo, el o să gândească și o să analizeze inclusiv legislația, să vadă pe ce poate, ce proiect, pe ce măsură poate să se prindă modernizarea școlii și cu extindere pentru cămin cultural. Și el o să vină cu o propunere și atunci o să supunem în consiliu local. Păi dacă mai ținem așa volan de verificare, nu da, cum ar fi trebuit reabilitată 100%, deci nu... Păi sigur că da. Deci inclusiv acoperișul nu mai are nicio valoare, a fost acolo, nu ai ce să mai faci în acoperiș. Nu are stâlp de reziție, nu are centură. Nu mai punem că este, nu are fundație, este pe structură de piatră. Piatră de, cum se face la așa, cu ordinarea de piatră. Ești nu are nimic. Înseamnă că cel mai bine ar fi de dată jos de tot. Asta depinde ce decide expertul și cu proiectantul. Ce decide expertul și arhitectul. Aceeași situație cu școala de la Glodos. Da, aia nu e acasă. Da, aici. Acolo ce mai e? La curtea noastră? Curtea, exact, cât e terenul ăla. Uite, acolo a trebuit făcut. Unde? La Glodosul? La Glodosul. Nu știu dacă mai este terenul nici cât la Vărăvări, mai puțin. A rămas ca e terenul. 1290 de metri. 1290 și la Vărăvări sunt 2200 și ceva. Și avem, dacă nu putem face la Vărăvări, la Glodosul nu nici într-un caz. Măi, se face ceva la Vărăvări. Cum? Socin. O venit, revenit, o venit boierul de la București. A fost revindicat și câștigat și copiii la boierul, o luat clădirile. Nici școala nu mai bine. Haideți să trecem totul la ordine de să terminăm cu ordinea de și după aia discutăm și altă problemă. Da, pentru proiectul de la Brătești, pentru două clase și grupuri sanitare. Sunteți de acord? Împotriva, abținere? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bârsănești, județul Bacău, pentru anul 2016-2017. Deci aceeași rețea. Da, s-a obținut avizul de la Inspectoratul Județean, Inspectoratul Școlar Județean și acum numai bine, exact în aceeași formă, e forma finală de care dăm și voie și noi trimitem către școală și către inspectorat. Nimic? Nu este nimic de obiectare. Nimic diferit față de ce am spus. Nu s-a mai restrâns activități deocamdată. Absolut nimic. Au de rămâne cu unul parte. Absolut. Momentan. Dacă o să facem o inovare, la Bârsănești, poate o să-i aducem aici acasă. Inclusiv pe 5-8 care merg la Poiana la ora asta. Poate îi aducem acasă. Având și două microbuze. Astăzi s-a ținut un concurs pentru angajarea postului de șofer. Și cine a câștigat are inclusiv deu și o să ne putem folosi. Deci șofer pentru buldo excavator. Șofer pentru buldo excavator am angajat, dar are inclusiv deu, deci o să poată. Cine este? Este Stan Iorie. Stan Iorie a câștigat. De la Cartonau? Da.
Tot pe la ce trebuie. Deci omul este dotat. Nu, a lucrat, Are microbuzul sau... Eu vă spun că am rămas un pic uimit și în privința legislației de la... Cum spuneți, doamnă? El are... Legea sănătății, securității muncă, deci a fost pregătit în toate. Dar cine nu cunoaște activitatea lui stat, el asta a lucrat prima dată, pe bulul excavatorului. Mai bine, dar cine a dat carte tehnică, să are jos de el așa bine? Carte tehnică. Nu, nu, dai detalii. Ai lucrat în domeniul ăsta și nu știu de ce. A fost și probă practică, vă spun sincer, deci el m-a mâncat cu ei amândoi, le-am explicat bulul excavatorul. El atâta i-a trebuit până văzut manetele și când a început să-l sucească pe aici, am zis că... Nu, dar față de cine a fost în concurență, a fost mai bun mult. Ca să zici că putea interveni un aranjament, un aranjament ceva. Diferența mare. Salarul are. Salarul să fie... Modic. Adică salarul de bugetar... Adică pe economie. Sper să atingă 1000 de lei în mână, dar nu știu dacă o să atingă. 1000 de lei net. Nu cred că stă. Da, știi ba da, omul stă că... Deci la interviu, proba motivațională, deci dacă întreb pe om de ce vine, nu a motivat faptul salariul nimic. El a spus că vrea să lucreze, are o vârstă, se apropie și de el pensia, deci are asta. Are nevoie de ambichime. Da. Da, e venit și-o vără de microbus? Este din microbus. El avea un fapt, domnul. Chiar s-a mai folosit în câteva zile când s-a definit. Da, în momentul când se mai depinde. Normal, cererea pentru aprobarea microbuzului, noi am făcut-o pentru faptul că ăsta e foarte vechi. Și se defectează, și adevărul, se defectează mereu. Până e una, când a fost cutia, când a fost direcția, când a fost permanent. Deci acest utilaj, dacă totuși aș angaja un om pe el, ăsta o să aducă venit la primărie. Nu s-a dat. Dar stați un pic, l-ați adus numai pentru primărie să... Nu, dar timp de 5 ani de zile. Este adus pe fonduri europene și s-a bine gal. Și poți să-l folosești doar pentru interes primăriei și nu poți să-l închiriezi nimic. Avea după 5 ani de zile. Și nu este interesul tot a comunii. Dar la comunitatea lui când are cu jocă să zice. Deci microbus, că nu are nici bază la primărie. Toate timpurile. Dar nu urceam. Iar în afară, dacă ai nevoie, o să puteți să faci soarte. Se urmează așa, braile, orice sunt. Iar ea sunt foarte multe terenuri de-a mea. Doamna secretară e singură. Deci, iată așa. Deci ați spus așa. Ați spus că odată ce s-a angajat om pe buldo excavator, va fi generator de venituri pentru primărie. Da, sigur că da. Păi n-are cum. Păi n-are cum deocamdată. Deocamdată n-are cum, dar... Lăsați-mă să-și consemneze. Cum o să-i dea domnul la încheie. Dar și eu am văzut la care dacă pe ceva vă la dispoziție și filmarea, așa... E 120 de lei la oră, la oră. Da, dar haideți de la învățământul la numărul 2 excavator. Haideți să terminăm cu... Dacă tot s-a vorbit, nu este în punct. Da, bine, s-a vorbit, motivat, dar să nu mai... Se consideze și programul de program. Da, care este pentru? Împotriva abțineri? Așa. Ce mai este acum? Proiect de hotărâre. Privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul unității administrative teritoriale de Comunitatea de Bacău. Aici avem alături de noi și pe domnul la situație de urgență, ce a fost etatul. Vrei să ne spui tu cel mai multe? Și dai un pic cu referat la aici. Dacă vrei să spui cuvintele tale, ce înseamnă un plan de analiză și... La nivelul fiecare comun este înțit un plan de analiză și acoperire a riscurilor, care, în caz dezastre, și acolo avem toate zonele vulnerabile pe raza comunei Bârsănești. Zonele inundabile, zonele colonecă pe teren. Absolut tot. Și aici, în acest plan, avem inclusiv tot populații, tot ce avem și... Iar pentru ca el să fie ok, trebuie aprobat în hotărârea de Consiliul Local. Asta se face la cât timp?
3 ani. La cam la 3 ani. Noi anul trecut câte situații de urgență am avut? Am avut ceva să... Da, depinde la ce vă referiți. La foc, la inundații, la... A, da, la focuri a fost, inundații nu am avut. Cel mai bine și mai nimerit ar fi să nu fie nicio activitate. Că nu-i nimeni după ăsta. A vrut o inundație, a luat foc acolo, a luat din urmă. Eu știu că au fost și la altele de vreo 3 ori. Dar inclusiv s-au făcut ceva. Cel mai bine să nu fie. Este foarte bine. Uite, noi nu ne-am gândit, tot timpul am vorbit de bazinele alea. Să aducem, să punem la Brătești 1, să vină pompierii până la noi în sat, vine cu apă, terminat apa, n-ar vrea să ia apă. Ar fi bine măcar unul să facem apă. Păi, măcar unul, măcar unul la Brătești. Nu știu, la Brătești, la Bostănești, că e mai bine în centru aici la Bostănești deocamdată și de aici vine și Caracleu, vine și Brătești. Sigur, că ori nu știu. Că nu poți să știu. Că raile astea noastre trebuie neapărat desfăcute din sărci. Uite, la Scridonieri au montat sălcile exact pe albia părăului. Da. Noi ne-a dus anul trecut, dar degeaba ne-am dus. Anul ăsta avem și gurdul excavator și o să facem curat. Știi cum e omul, dacă vine să te vadă doar ce vise țara așa și nu faci nimic curat, da, nu te lasă. Dar dacă vrei, că vrei să așa din ce și albia și chiar să faci o lucrare profesională. Da, legat de punctul la ordinea de zi, i-am tot cerut în ședință. Să ne gândim bine, unde facem spații de cazare pentru cei care, Doamne ferește, ia apa, arde casa, te ține neamul o zi, două, săptămână, o lună. Dar după aceea ce facem cu ei? Vedeți atâtea cazuri la televizor care plâng că dorm pe stradă că n-au unde dormi. Tot, școala de la Brăzăi. Eu prima dată școală cu Brăzăi, așa am cerut să inițiezi un proiect pentru așa ceva. Dacă era de prima dată conservată corespunzător, da. Acum la ora asta nu are nicio ușă, niciun geam, niciun plafon, niciun acoperiș. Nu pericol public, deci nu. Deci mai pericol, nu se ducea. Discutam de Gura Voi, de școala Gura Voi. Școala Gura Voi. De acum 3 ani am ridicat această problemă și am cerut să vedem dacă putem face ceva. Păi nu se poate da o altă destinație la școala? Deci nu se poate nici cu 2 miliarde să mai aduci, se poate fi înlocuită. Știi ce se întâmplă? Poți să le dai alte destinații dacă ai bani. Păi deci să căutăm. La Caraclău se rezolvă mai ușor, este postă școală. Da, îți rădinițe. Și acolo putem să transformăm în caz de nevoie, de Doamne ferește, bine să ne fie. Da, e pentru toată comuna, nu pentru Caraclău. Se întâmplă primii care o să aibă nevoie să... Bine, așa mai avem spații și dispensar. Mai sunt 3 încăperi sau nu știu câte sunt acolo. Se poate organiza. Ai inclusiv școala la Bostănești, că e închisă momentan. Are 5 clase. Și căminul care va plătești vechi pentru câteva zile urmă. Să de clasă la... Andrei să de clasă la albele, cu holuri, cu școli. Sunt școlile, sunt. Nu, eu zic că e... Și în caz de o calamitate, fiecare apelează la rude. Nu-i convine să stea într-o clasă. La rude, numai cei care nu au rude și nu poți ajunge rude. Da, iar am venit. Haideți să discutim pe problema cu PAL, cu planul de analiză a riscurilor. Deci asta v-am spus, să facem bine la 3 ani să reactualizează. Eu conține aceeași, asta e situația. Ei ce au vrut să dacă vreți, vă punem la dispoziție să vă documentați. Dar ziceți că faci o... Aia e un raport de activitate pe anul trecut și eu. Noi știm că este la Volbea zona care... Așa. Așa. Alunecări teren, este aici în centru comun. Bine aici de la... E bine de la... Așa și acolo pe la voie să traie. Dar dacă o să lucreze și la praie... Dacă o să lucreze și la praie de acum... Sper să vină și cu eu, sperăm să nu fie. Am avut veste că eu o să fiu. Da. Bine, să punem la vot. Cine este pe? Avem un avantaj. Bani, ce cu votează? Împotrivă? Abține? Cred că eu sunt. La așa, la punctul 7. 7. Proiectul hotărâre privind aprobarea publicației anuale între Asociația Comunilor din România. Păi aici tot din treaba de o primar și nu... Deci doamna secretară, dacă vreau să ne spună mai multe detalii. Cu mai multe detalii, vă spun că între timp, după ce am tehnul redactat proiectul respectiv, funcție de adresa primită de la acord, mi s-a adus la cunoștință pentru că am făcut
o solicitare în acest sens către domnul președinte al filierei județene Acor, domnul primar de la Comuna Săucești, Valentin Manea, și l-am rugat să urgenteze într-un fel sau altul, pentru că promisiunea avem de mult, ca prin intermediul Acor să reușim să avem și noi o structură, să asigurăm și noi o structură asociativă vis-a-vis de asigurarea auditului public intern. Mi s-a răspuns între timp, asta era ideea, sunteți convocat, domnul primar, mai sunt câteva locuri, a venit un e-mail chiar vineri, abia am reușit să-l vizualizez unul la primar, la adunarea generală a Asociației Comunilor din România, de la București, 27-29, dacă nu mă înșel, la București, exact pentru rezolvarea acestei probleme. Deci se pune bază pe structurarea exactă a acordului de cooperare dintre comunele care vor face echipă pentru a beneficia de auditor public intern. Domnul Valentin Manea mi s-a confesat, cu alte cuvinte, nouă celor apropiați dânsului, comunele care fac parte din acord, vis-a-vis de faptul că la nivelul județului Bacău se orientează către 3 persoane ca și auditor public intern, așa că cu cât achităm mai repede cotizația pentru că suntem în urmă cu ea și cu cât vom aproba cât mai repede, într-o ședință viitoare, formatul standard al acordului de cooperare, vom putea fi luați în calcul la modul real ca și comună care să beneficieze începând din luna aprilie, am înțeles, că pe 31 martie au dumnealor o ședință mare de tot, începând cu luna aprilie, să beneficiem și noi de aceste servicii. Vor fi probabil 10-12 comune, dar e vorba de 900. Adică, în principiu, din spusele dumnealor, suntem pe drumul cel bun. Asta e bine. Asta e. E spus din lor. Așa cum am aprobat cotizație pentru ADIS, ADIP, nu e de comparat, dar și aici, chiar dacă e un capitol mai micuț în toată povestea, dacă e necesar și ăsta, zic că e binevenit. Asta nu avem audit. Dacă nu e audit. E mai ușor să plătești 900 pe an decât să plătim milioane angajat. Da, problema e că nu avem voie să angajăm. Adică ai atunci avea poate să mai nu dă voie să intre nimeni decât numai ei. Da, și mai e o chestie. Nu știu dacă găsești un auditor să stea pentru, știu, 12-13-14 milioane salariul, deși el dacă se duce la o firmă privată, poate câștigă da, mii de euro, sute de euro, bine. Da. Alte discuții? Cine este pentru? Împotriva, abține? Da. Sunt 8. Proiect de hotărâre pentru înfășirea și aprobarea modificărilor și completărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținând de membrii public al Comunei de Sănătate de Bacău. Da. Aici o să ne intervenim un pic. O să... La noi în comună sunt câteva drumuri care nu sunt prea mari. Nu, dar de unde am plecat? A, da. Suntem tot în discuții, se face un proiect pe o măsură 7-2, parcă ceva da. De genul ăsta, unde prioritar este să asfaltăm drumuri către cimitiri, biserici, școli sau societăți care au fonduri europene atrase. Da. Și noi avem o societate care are fonduri, deci să asfaltăm către societatea aia. Este drum către cimitir la Caraclău, pe lângă biserici către cimitir. Este drum către școală la Caraclău, pe lângă școală, duce la școală. Este drum către mănăstire. Este drum către biserică catolică la Caraclău, deci biserică catolică. Deci toate obiectivele trebuie legate de un drum deja asfaltat, obiectivele celelalte legate și tot pentru drumul asfaltat. Asta este prioritar astăzi. Și ăsta, ăla de la Godoșul, și ăla de... Și ăla de la principiu, ăla cu toate că nu este exact pentru un drum. Ăla, avem intenția să mergem către al viitorului, la principiu ăla. Pe lângă toate care le-am pus, făcând punctajul necesar din obiective care avem exact pe maxim, aproape o să ne încălzim, sigur o să primim proiectul ăsta.
faptul că avem pe agricultură unde se primește 7 puncte, are investiții peste 3 milioane de euro. Acolo și și facem 7 puncte și prinde și mata bine. și la fiecare obiectiv ne dăm câte 2 puncte după aia. Câte cimitirul de la Caracol 2 puncte, câte școala Caracol 2 puncte și câte grădinița Caracol. Mergem la afară 100 de metri, 2 puncte. Deci... Facem punctarul și mergem și către albele cât de mai permite din bani, că până într-un milion de euro. Oricum, este prins și podul de la podul deci de la Mihai Ilie și podul de la Caracol de la Stan. De la deci este prins tot în acest proiect. Problema e cu proiectele astea cum vin, nu proiectele, măsurile astea, 7-2, 7-3, cât ori fie ele. Trebuie să îndeplinești un punctaj. Dacă n-ai măcar cu 10% peste minimul punctajului, n-are nicio rost să mai cheltui bani. Dacă depășim 60 de puncte, puncte se fac de mai multe lucruri și după numărul de popular, avem șanse de 100%. Nu suntem de la limite, ne-a promis că o să depășim. Dar acolo, la Dumnezeu, se poate face păi, drept să vă zic, drept să vă zic că am chemat aici pe domnii de la firma de proiectare, exact pentru domnul de la Amuri, pentru asta i-am chemat. Dânsul m-am întrebat dacă vreau să fac drumul către anul doar proiectul sau vreau chiar să obțin din bani. Și el mi-a explicat că trebuie punctaj. Punctajul astăzi, anul ăsta, se face către drumurile care vine a prezentat. Către instituții. Adică ne-am încadrat pe măsura 7-2, adică punctajul... trebuie să ne mai gândim și la oameni. Da, și din cauza asta fac podul către produsul și mă duc până cât ține satul. Și după aia o să continuăm. O să mai apară o măsură. Anul ăsta nu cred că o să mai apară, pentru că anul... Să sperăm că apare și pentru albele ceva. Păi da, da, clar, susține și domnul Petco, e bun. Păi, e cu ăla de la Brătești, cu ăla de la Caraclău. Plătim 1.222 de milioane pe 29 noiembrie 2006. Tu plătim. Da, dar a rămas deci, toate... reactualizate în septembrie 2012 s-au făcut de la albele în sus, până în capătul satului și pe Valea Bisericii până la Poștaș, știm că s-au extins interiorul satului, dar proiectele sunt. Proiectele, noi, dar... Te-am găsit că știi ce ne oprește un pic la albele? Pe noi ne oprește faptul că drumul de la podul ăla, de la, cum se spune acolo, de la barieră. Așa. Și până aproape de hotarul cu Bărsăneștiu este a Silvicului, care noi n-am știut. Unde? Da. Deci de la podul Zăbrii, sau cum îi spune acolo. Așa. Da? Și până aproape de hotarul cu Bărsăneștiu, deci și pe domeniul Comunei Livez, pe proprietatea lor, așa, pe sub poala pădurii pe acolo, aparține de Silvic. Deci nu este nostru. Ăla nici la Livez. Este nu să asfalteze, Silvic nu interesează. Niciodată nu o să-l asfalteze. Drumul care ducea la Albie era pe Albie. Dar să știți. Dar noi n-am... Știu că aia, dar acolo limita, vă știți, unii, unii s-au luat după aia, ele aș fi din... Un drumea acolo, li s-au tras în rampă. Oricum, interiorul satului nu are cum să fie a Silvicului, deci de la interiorul satului până la limita administrativă mai sunt aproximativ maxim 250 de metri. Să mai 250 de metri ne-a asfaltat. La altul o să mergem sigur pe la Godosul, deci nu mai discutăm de partea aia. Deci e interiorul satului, nu are cum să fie a Silvicului, interiorul satului. Dacă e interiorul satului, deci nu, 250 de metri mai sunt. Până la raza centrului Bărsăriești. După aia urmează Livezul mult la varie. Ei vin de la varie la dealul 1500 de metri. Și chiar dacă e a Livezului, chiar dacă e al Silvicului, noi oricum nu putem face pe raza teritorială a Livezului. Nu, dar știți care e problema? Problema e că nici nu putem obține punctaj. Că nu e drum de legătură. Și nu trebuie de legătură cu drumul asfaltat. Nu trebuie legătură cu drumul asfaltat, că doar și Livezul tot de asta s-a oprit acolo. Cum nu legăm? Cum? Legăm albele de asfalt. Aici, da. Aici, da. Facem podul la Cucurosul și deja cheltuia cea mai mare impot. Dacă podul deja asfalt. Aia, bine, că la știu, îți duci la 5 miliarde, tu așa zi pe podul, 5-6 miliarde. Metoda la albele este să vă ține de scurt, un bagaj bun, avem buldor, eu vă spun că mergeți și pe asfalt, pe, cum ați merge pe asfalt și mergeți și pe Petru Mitru. Dar nu știu de când n-ai mai fost la drept. Păi, să știți, n-am avut săptămână de când. Și noi pe drum? Nu prea am fost. De unde? Unde vorbesc pe partea asta. Partea asta n-am pus să mă duc. Pe partea aia? Da. L-am făcut cu bulgoze, l-am băgat pe la Săgură, de la rupt,
Deci nu cât aparține de Hilegiu, cât aparține de la mine. Unul mi-a foarte bun, cel puțin... Deci, până... deci măcar să-i ținem pe Alben din scurt cu balasul, nu știu, să fii... După ce am intrat eu la o săptămână deja acolo să făcea drumul. Și era foarte, foarte bun, a fost făcut până la 31. Că am fost inclusiv pentru să-i aduc cu capra aici, am vorbit cu ei. Deci l-am făcut până în sărbătoare. Dar dacă iau col, acolo, cum facem? Dacă iau col, dacă îi face legătură? Ne întâlnim și noi cum putem. Așa cum să petruiește cel de la Caraclou. Adică din cota Caraclouului trebuie să dăm și pe drumul Oneștiului, că Oneștiul nu ne dă. Ați văzut nici măcar troienele de zăpadă, deși domnul primar le-a anunțat către Onești, n-au venit măcar să le curez. Și răspunești de cum n-am văzut Onești. Da, nu știu. Da, la primărie la pentru că toată lumea întreabă când așa trebuie drumul. Deci nu este drumul nostru a Oneștiului, iar noi punem balastru pe cota Caraclou. Domnul primar, la Onești mai este la PSD-ul de la Caraclou. Dar nici n-are primarul Oneștiul. Nu, nu. Deci, la PSD-ul de la Onești, la primărie, de la PSD-ul, mai este omul de la Caraclou. Dacă nu mai este niciunul, nu se face. Sub nicio formă. Dar mai este. Deci au fost și nu s-a făcut. Mai este unul, dar nu are treabă cu primarul care e... Deci a fost nici primar ce n-a făcut nimic. Să mai exclus. N-a făcut nimic? Da. Hai să discutim pe problema drumurilor care intră în inventarul public, domeniul public. Da, drumurile publice sunt așa. Avem aici anexa. Drum Sătesc Caraclău. Deocamdată pământ stabilizat între DC-153 și Bălișor Artenii, care nu era trecut. Unde e? La grădiniță. Da. Drum Sătesc Caraclău, tot pământ stabilizat, de la DC-153 până la Racuion, drumul de lângă școală. Din care am vorbit. Așa. Drum Sătesc Bârsănești. Este drumul ăla mic, de lângă cimitirul de la Glodosu, de la DG-116 până la Caltea Geta. Am trebuit să vină cu asfalt. Da. Asta e situația, ca să punem o curțire în punctaj. E un drum de 50 de metri. La cimitir de deasupra. De deasupra. Lângă cimitirul de la Glodosu. După aia... Da. Drum Sătesc Bârsănești. Pământ stabilizat, situat în intravilanului DN11, la limita administrativă din extravilan cu comuna Hilegiu. Este drumul care iese din DN11 pe ulița Bela Greu. Se duce la Transdău până ajungem la... Așa. Eu v-am înțeles, dar acolo să știți că o să fie problemă. Eu cum totdeauna o ieșit când v-ați văd la voi să treacă mașini sub nicio fermă. De când numai mașini mici, dacă... Da, nu știu că dacă e problemă, că acolo... E domeniul public, deci nu are... E problemă, că îi dărâm casa omului, așa o spune. Nu, e că să faci asfalt și nu să mai dărâm, că să faci asfalt... Să meargă mai lină. Trebuie să fie așa. Noi doar asfaltăm, asfaltăm până exact la drumul următor, deci 50 de metri am luat asfaltă. Deci până la spate... E limita cu Hilegiu și dacă mă duc dintr-un drum... Național. Fac legătura cu drumul altor localități, iar e puntajul. Nu cumva ies acolo cu drumul care vine de la Dene la Brătila? Da, la Brătila, de la DN, de la acolo. Dar ai văzut doar până la limita cu Hilegiu. Păi, dar n-am început tot amai încolo. Așa. E bun și ala. Drumul de exploatare a nivelului DE-2213, adică însemnând drumul de la DG-116, de la Mihailie până la Caraclău, în 2007 a fost transformat în drum de exploatare agricolă. Erau atunci pe programul ăla 322, care toți, LG-ul, Livezul, care fac pe toate, a prins proiectul, a fost și la noi, că este și la noi proiectul, dar nu ne-a dat bani atunci. El fiind transformat în drum de exploatare, noi nu mai aveam un inventar ca drum sătesc sau drum comunal. Ei, acum o parte de 350 de metri, nu? Trebuie transformat din drum... Deci 3500 are tot până la Caraclău. 3500. Da. Dar 500 de metri îl transformăm din drum agricol în drum sătesc sau comunal, ca să putem interveni și pe el. Ca să facem deci de la Ilie, de la Ulițe, de la capul Ulițe, de la DG-116 până în pantă și capătul ăla până dincolo la... Că acolo obținem un punctaj foarte bun, 7 puncte, am înțeles. Partea de intravilan, numai. Partea de intravilan. Partea de intravilan. Punctajul ăsta ajută la obținerea fondului. Și ca să
Folosește acolo, nu? Acolo. Deci pe drumul ăla, pe drumul ăla, ăla și ăla. Marci cu orice pas înainte. Da, eu vreau să spun când se face asfaltare pe un sat, noi facem asfaltare. Păi da, e în sat și acolo dacă stă. Deci fondurile europene sunt condiționate. Cel mai mult, cel mai mare punctaj îmi dă pentru să mă duc cu drum către o societate care a atras fondurile europene. De cel mai mare punctaj. Și ăla de noi. Și ăla de ce de omul ăla de ce se pierde? De ce se pierde? Și omul merge prin noroi și îți face asfalt pe nu știu unde. Ca păi da, dar ce merge pe ăla? Dacă spuneți toată. Pe lângă alea, cum obținem puncte mari, facem la cimitirul la Caraclău, facem pe slatină până la Biserica Catolică. Ce face să meargă preotul? La cimitir. Dar de ce să dai cu piciorul la ce vrei acum? Dacă ți se deci pe slatină acolo la Sămor, când se face asfalt? Spre Biserica Catolică, deci până la până în intersecția, după, până în intersecție, după, până în intersecția, o te duci la Cămătaru, e prins aici acolo. Și inclusiv pod. Nu. Și podul de la Stadion, pod nou. Da, pe Valea Corbului, când se face? Pe Valea Corbului, tot într-același program, până la Janov. Unde? Da, eu ți-am explicat când ăla e trecut în inventarul ăla. Este deja în inventar și n-am poveste de ele. Noi am poveste numai pe care le băgăm în inventar. Care nu erau și ne ajută la puntaj. Da. Atât. Drumul nu pare să ieși în inventarul. La puntaj, exemplu, nu se poate băga alei la Gura Voi. Pentru că casele oamenilor. Nu, în asta nu. Acolo e o necesitate urgentă. Da, probabil, dar salte... Pe timp de ani e mare pericol acolo cu oamenii aia. Circulă pe stradă. Știu. Dar probabil la alte, la alte... Dacă se poate include... Nu, acolo este lor de făcut o alegere. Păi este. Ăsta spre altele mi-a spus că să ajunge la cimitirul. Dar nu avem legătură de... La cimitirul evangheliștilor. Nu avem legătură dintr-un drum asfaltat, că ne-am zis. Păi nu, dar nu avem legătură. Să punem ulița dintr-un asfaltat, nu avem legătură. În primul rând trebuie să mă încadreze într-un milion de euro. Și nu mă încadrez să plec de aici, fac un pod, mai trebuie un pod și în capul ăla și să ajung și tuma la școală și tuma la Biserica Catolică și la Biserica Ortodoxă. Da. Făceam 2, 4, 6 puncte făceam, tot drumul ăla și nu făceam nici punctaj, făceam doar proiect. Așa că fac 7 puncte, nu acum la Elimia, fac 7 puncte. E bine așa. Deci e foarte important și la albire, deocamdată mergem tot glodosul, facem podul și o să continuăm de acolo. Dacă faci un pod oricum, un pod cu 5-6 miliarde. Inaiva. El calculează la undeva la 200 de mii de euro. Dar e un avantaj că în anul următor se vor lega de astea și o să deja obțineți punctaje. Și fiind o suprafață mai scurtă, e iar așa. Cum e și la Mănăstirii la Caraclău. Dacă se face până la Jarnău, acum, dai seama, mai rămân 2 km. Da, nu sunt 2 km. Hai ca să dau un exemplu, da. Restul la Mănăstire poate fi... La vinte acasă, la Mănăstire, 200 de metri. Cât? 1200 de unde? De la mine, din poartă. Păi, dar parcă sunt 1800 de toți. 800, da, așa-i. 1800 de toți. Da, 1800. Da. 800 de la DC-153 până la Jarnău și 1000 până la Mănăstire. Așa-i. Da. E șansă să facă anul ăsta? Anul, măcar să obținem finanțarea. Anul ăsta, dacă măcar să, da, să obținem finanțarea, să fie aprobat și să știm că intrăm sigur de alea anul nostru. Oh, na. Deci dacă obținem finanțarea, anul ăsta să știm noi, mai urmează proiectul și poate... Dar să obținem finanțarea. Toate ulițele acum din comună, dar dacă am văzut ca ce înțeles, duc către obiective. Da. Da. Mai sunt discuții? Mergea la vot? Cine e de acord? Împotriva, abține? Punctul 1. Pășunii comunale. Aprobarea sfârșitului local de zi și cheltuielile din pășuni comunale ale Comunului Cusădești pentru anul 2016 și utilizarea acestora pentru achiziționarea unui tractor. După câte știți, o sumă de 325.412, reprezentând subvenția APEA aferentă a anului 2009, a rămas în bugetul local. O sumă din care vorbea și Nea Mihai. 325.000 înseamnă 3.000.000. Suma cu scandal. Da, suma care spunea Nea Mihai să-i cheltuie în altă parte. Dacă vrei acum să vadă ce se face. Eu nu am avut inițiativa de a cumpăra un tractor la care vreau să pun mult mai multe lucruri.
Nou sau secă? Nu, sunt rău. Nu ne permite secă. Cine-ți dă voie să iei secă? Vreți să ție prevăzut cu freză, lamă de dezăpezit, sărăriță, cupă trapezoidală, asta cupa pentru șanțură, pentru buldor. Pentru buldor, remorcă, da, la tractor, vitanșă, piele de măturat, toate extensiile mari din accesorii pe care trebuie să o comună. Pentru că degeaba am buldor excavatorul și vreau să mă apuc mâine să fac șanțurile, că nu am să mă descarc singur șanțurile. Deci nu am ce face mare cu buldor excavatorul singur, așa. Trebuie tractor, trebuie. Inclusiv acum m-am apucat să curăț, da, să mai fac curat în comună, cu cei de la ajutor social. Cu ce car, unde duc, ce fac. N-am tractor, n-am... Deci fără tractor, într-o... cât timp putea să-l lua? Păi aici întrebă pe domnul Hotar. Îl vrea, aproximativ. Martie, aprilie. Martie, aprilie să fie... Da. Deci martie, aprilie, după aia... Deci cu tractorul, cu lamă de dezăpăzit, cu buldul, cu lamă... Nu, deci nu martie, aprilie. Eu prognozez undeva la începutul, chiar știu eu, sfârșitul lunii iunie, că se face achiziții viseap, deci trebuie să complicat un pic. Noi o să lansăm procedurile începând din martie. Din martie. Până am înțeles. Să nu mai trebuie discuții. Puneți-l la voce, ăsta-i bun. Deci e foarte bun, inclusiv că o să putem face dezăpezirea pe forțe proprie, în particular. E vitașa, cred că și ea e bună dacă o luăm. Vitașa, cred că poate să o aduc și venit. Da? Da, la tractor poți aduce venit cu el, în cauza că este pe bucătă. Sunt atâtea fose regulite. Sunt atâtea, da. Poate să aduce pe ție. Și la școli nu mai plătim să vină. Dar legat de fășuri, doamna Magdalena sau la Chitasuma. Nu știu ce sunt. Am văzut pe aici zilele astea, era interesată inclusiv de chestia din hotărârea trecută că poate beneficia de reduceri 73% și a zis face tot posibil până în martie să ați și da, spune. De tot fiind că nu știm să facem acolo în februarie acum. Noi ca firmă... Evident, spune și a fost la primul s-a interesat de plătare de plătiri și... Domnul primar, noi ca firmă consilier, noi nu putem să... Este un datorii până la urmă ca și restul datorii. Deci s-au făcut licitații, i-au fost să plic. Iau o solicitare. Atâta sunt de ei, atâta. Noi nu putem să facem mișcare. Noi nu ne jucăm cu banii statului. Putem să o scoatem afară, în primul rând, nerespectând contractul de licitație. Dar i-au dat un termen, parcă în plicul ăla, să mă ce-aș facă, în urmă, până în ianuarie sau februarie, nu știu când, vine și achită... Spune la sfârșitul lui ianuarie, achită jumătate. Au venit acasă, au ocupat și pe o parte și pe alta, au zis să rămână, au zis că așteaptă banii să vii de la altă. Nu. Adică noi ne-am pus într-o situație să lăsăm să vină din străinătate. Inclusiv ea, zilele astea au făcut unele somații și înștiințări cu privire la hotărârea Consiliului în care poate primi revice 73 și o să facem și somații și înștiințare în același timp și și ea a primit. Păi ea dacă nu a făcut cerere la 31 ianuarie, nu? Nu are treabă 31 martie. Cererea trebuie depusă până la 31.01.2016, pentru cei care cer scurile. Ce sunt? La 31.01. Doamne, scrie și fiind. Nu am fost ce am aprobat. Cererea se depune până pe 31.01.2016 la toate instituțiile. Așa, între plămâna se depune așa. Și vă spun eu, când te-ați pe Chit TV, pe fiecare dată, când e dat acolo, termen de depunerea cerului. Pe Chit TV, poate, din hotărârea Consiliului Local, iau ceva. Deci fiecare Consiliul Local să dă și un termen. Dar ziceți aici, apropo de tractorul ăsta, dacă el e achiziționat din cheltuiel pentru pășuni comunale, el poate fi folosit și ca dezăpezire pe drumul țării și ca zăbreță și da. Noi, normal, în achiziții, trecem tractor utilizabil pentru întreținere drumuri de exploatare agricolă. Așa. Deci o să da. Fie pregătire pentru drumuri... Deci banii vor fi... Așa vor fi trecuți acum. Adică dar, pe lângă ăla, o să-l mai folosești și pe drumul comunal. Poate să se înalte că nu poți să fie și pe drumul comunal. Dacă ce se întâmplă, eu am un capitol separat. Deci nu poate separat. Deci iau de sus. Vreau să întreb
apropo, modernizația asta de izlazuri, dacă se întâmplă și el de la apia bani și nu, nu plătește nici la noi și zice, domnule, la revedere. N-are cum. Păi cum n-are? N-are interes că noi după aia încheiem contractul cu ea și după aia o conștere pe ora să păi ce-o lua bani? Păi, banii ei să pot lua înapoi. Banii ei să pot lua înapoi. Și cu vârf și îndesat, și din urmă. Cred că e 9 pe 33 ani. Da. Cu problema cu tractorul, mai sunt discuții? Da, asta e bine. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva cine? Asta e bun tractorul. Da. Ordinea de zi s-a încheiat. Alte probleme. Da, dar... În luna noiembrie am discutat cu transportul cu aticul, care lasă mult de dorit în toată comuna. Am luat atunci o hotărâre să înaintăm către Consiliul Județean plângerea noastră. Nu știu dacă dar nu știu dacă a venit plângere. Păi nu. Am întocmit-o noi atunci, de aici, Consiliul Local. Nu. Deci, fără s-a vorbit de ea, dar fără plângere cu semnături, Consiliul Județean nu ne-o ia în clarul ea în considerare. I-a trimis răspuns. Am zis că o trimitem în numele Consiliului Local, nu la locatarul, locuitorilor comuni. Și în numele Consiliului Local în bază la ce? Nu trebuie să... trebuie să am o sursă. Eu n-am cum să mă am o sesizez la... Numai discuților care au avut loc în cadrul ședinței. Nu se poate face ceva. Deci, dumneavoastră, dacă vreți, sau un cetățean din satul Caraclău sau din Albele, cum au făcut Nea Costică Petru. Nea Costică Petru, cu cetățenii din satul Albele, a făcut o adresă frumos, cu semnături. Eu am preluat-o, am făcut adresa, am înaintat-o către Consiliul Județean. La Consiliul Județean a luat-o, ei au dat-o către ARR, au dat-o către, sau se cheamă acum SCTR-ul ăsta, ne-a trimis răspuns că ei sunt luat în vizor. Deci permanent sunt supravegheați. Să vadă exact ce se întâmplă. Da, eu m-am adresat și Consiliul Județean, direct discutat cu poate la Matalia Vini. Da, am discutat cu doamna direct și ne-a rugat să o sprijinim și cu reclamații scrise. Da. Dar eu v-am spus la reclamație, ca să fie bine avizat, să trebuie niște sănătăți. Că știți ce se întâmplă? Noi să vă facem de la mâine, poate vă da dumne, dar tu ai ceva cu o societate de la ATIC. Da. Așa, da. În momentul când eu am în hârtia scrisă de cetățenii satului Caraclău și semnat, nu trebuie 1.100, 10-5. Și ăștia de la Graveie, de jos ar trebui. Și la fel, ce este? Autobuzul duce din Caraclău și îi lasă jos. Păi, dar sunt oameni bolnavi sau... Da, nu se respectă traseul. Da. Am avut săptămâna, o discuție cu cineva din sat, că vezi, doamne, că primăria de ce nu pune la dispoziția transportului în comun drumul peste deal de la Caracol. Le-am amintit verbal că noi când am intrat cu licitația aici ne-am trimis adresă pentru care ne-am specificat că pe timpul iernii și în condiții deosebite nu putem asigura în siguranță transportul peste deal. Și ne-am trimis iar o hârtie. Este un risc să treacă pe timp de iarnă, chiar dacă nu e zăpadă și gheață, e suficient. E polei, doamne ferește, să nu zice cu mașina pe repederea. Scandalul s-a fost de azi. Și asta e neghiță. Cine are inițiativă, face frumos un tabelaș cu mică adresă, să spune nu suntem mulțumiți din cauză că, trimite către primărie și noi dăm număr de registrare, facem adresă către Consiliul Județean, către Direcția Transportului Public. Eu am mai venit cu propunere de proiect de construcție podul peste apa Caracalului. Deci, acum am discutat podul la Stan și e foarte bine că de desubt e mâncat de răgenător. Când s-a asfaltat colțul ăla, noi doi am fost atunci acolo. Dar știi bine că n-au vrut să treacă cu tilajul. S-au mâncat de desubt și au zis podul e varză. Am vrut să asfaltăm de la colț, de fapt, de acolo, de la Berbeci. Și n-au vrut să treacă. E foarte bine. Dar trebuie să avem în vedere faptul și construcția podului pentru ceilalți, că știți bine, pe timp de iarnă, sau oamenii cu mașini afară, doamne ferește de incendii, doamne ferește de salvare, mai ales incendii pe timp de iarnă, că atunci e pericolul de la focuri, să ardă, n-are cum să ajungă pompierii acolo. Deci, pe forțe proprii o să facem, cred că, încă vreo două poduri, nu la stat. Deci unul din poduri este un pod aici la Perudubinea, care este de când s-a făcut podul pe structura metalică de la fostul pod. Și o să stabilim unde îl pune la fața locului. Ăsta e un pod și mai sunt niște dale care... Nu, dale, grenzele de fier de la care o să-l facem la... Bine, aia oamenii au zis că și-l face singur. Dacă vedem că și-l face... Și noi primăria și ajutăm și noi. Nu, dar cel puțin încă două puluri și exemplu, la Roșca Costică, la Verbeci, în fața acolo, este a reușit un proiect foarte bine, cu diguire, cu pod peste, cu schimbarea un pic a care vine pe la Verbeci în față, la magazin.
A, băi, nu, acolo, deci... Umplut acolo și făcut loc de joacă pentru copii. Nu poți. De ce? De zona inundabilă. Păi, din moment ce digui, dar la regiune lângă apă. De unde vă aduc, chiar azi mi-a mai venit o hartă cu zona inundabilă. Și am și PSD-ul. Păi, da, ar fi de... n-ai unde să facă. N-ai toată comună un loc de joacă pentru copii. Haideți să vă zic o chestie care încă nu am discutat-o. A venit un director de la GAL și faptul că foarte multe lucruri nu puteam să prind, inclusiv cămin cultural a plecat de la discuție, nu mi-a ajuns de suma care mi-a dat GAL să fac cămin cultural. Mai multe lucruri au fost discutate și a rămas până la urmă să fac prin GAL parcul în fiecare sat, prin Părculeț, în fiecare sat. Să ajunge la ce-am că spus. Drumul de exploatare, cred că mai poate să aștept un pic drumul de exploatare. Eu văd că părerea mea a fost, cât timp eu sunt aici, că copilul are mai mare importanță la ora asta. Școala mă interesează și părculeții, pentru că copiii, tocmai ce spunea domnul Părnar. Iar drumurile o să le facem pe fonduri europene. Cum am început cu drumurile către obiectivele care am discutat. Și deci pe GAL o să se facă câte o părculeță în fiecare sat. Pe GAL ăsta, domnul primar. În timp, locații trebuie stabilite, da, bănci în stații. Pe GAL ăsta, acum 2 ani, suma de acum 2 ani a fost dată comunei de Hrejov. Și s-a întâmplat cu celălalt. Nu. Deci no, partea de la Hrejov care ne-a venit înapoi, plus partea noastră de anul trecut și de acum 2 ani, e bine. Nu știu că ți-a venit. Problema este că Hrejov a luat și fonduri de la GAL. Nu ți-a venit. Au luat bolă tot cu fonduri de la GAL. Păi dar ei anul trecut nu au avut și ei fonduri. Păi da, și de unii ne-a dat nouă și au luat și ei. Noi în 2013 le-am dat banii lor, da? În 2014 ne-a dat înapoi. Banii noștri după 2013 și 2014 am luat bun doși cu banii care ne-a dat ei înapoi. Ei pe 2015 au luat și au făcut drumul de exploatare agricolă pe la care copoare de teren. Ei pe ce anul au luat? Cu ce fonduri au luat bunul? Dar nu ne interesează. Dar nu. Mi se interesează că ajungem la rezultatul final. Neaghiță, aici sunt niște acte contabile care nu poți să faci ce vrei de ei. Ați văzut așa să vorbiți și cu ăștia 3 miliarde cu neaghiții, Mihai. Și până la urmă are așa asta. Pe mine mă interesează un lucru să facem un studiu de difuzabilitate în privința apei. Să vedem de unde putem să ne alimentăm comuna cu apă. Suntem prinși la ADIB. Suntem prinși la ADIB, dar așteptăm la ADIB. Dar spune ce a spus proiectantul ăla care a venit cu apă. Deci s-au făcut studii de fezabilitate în zonă. Așa. Nu există apă. Cum nu există. S-a copit necesarul necesar de apă. Și plus de apă să-i foarte sărat. Domnul vice, foarte... domnul vice, un pic. De 3 milioane de ani trăiește lumea asta aici. Și o beau apă din satul ăsta. Cum zoare de suprafață. Poftim? Se zoare de suprafață. Deci ca să poți... Și noi nu putem să punem bazinele ăsta de un dar de unde o iei să le umple? 6 bazini și de bazini. De unde o iei să le umple? Trebuie să înțelegi că acasă, din fântâna Matale, scoți 2-3 găleți pe zi. Acolo trebuie să faci găleți pentru toată comuna, la acea zi. De exemplu, pentru fonduri europene, ca să poți obții să faci bazine de apă, îți trebuie undeva la 19 litri pe secundă. Izvor. Deci singura șansă este Valea Uzului. Deci 19 litri pe secundă. Așa că ce ai să facem cu Valea Uzului? Cine pune? A fost proiectul ăla, dar n-a aprobat în urmă să se iată pe conducta lor. Nu a aprobat, pentru că era și alt primar, acum să demarăm, din nou iarăși, poate ne... Și a demarat cu totuși. Nu, acum se... Dă voi. Rugați pe domnul. Nu, dar acum suntem în ADIP, în ADIP și ei sunt la fel și noi... Există comentarii că... E o problemă, să știți, dacă aici. Noi avem toate utilajele astea. Noi numai... Face primăria bagă la fătură. Nu mai cumpăr niciun bet. Deci dacă luați ce este la fătură. Apa să trebuie la fătură. Apa să trebuie la fătură. Dar de ce să mai dau la spate de bani? Nu da de nici la fătură. Când nu i-am bătut de așa. Avem 20 și ceva de ani și nu suntem în stare să nu se ieșe să ne întrebi că unii ții pe cel, în fundul grădinii. Păi, ați văzut, suntem prin... Noi știi că ne-a întrebat așa, dacă vin ăștia cum ați spus, de unde punem numai? Și acum nu mai vrea ei bucuroasă, că are cum să pună cu noi. Așa o să fie și cu ATIP, o să vină la ea cu ATIP. Și nu se dege nici pe la ea, și au fost să spună ce să fac. Și au fost să spună ce să fac. Și cu gazul, dacă să ne-am cumas cu gazul,
să vină, deci, să zicem că bagă gazul. Ăia o să vină să facă, o să facă întâi contractul, să vadă pe ce se bazeze, să se facă contract. Și spune exact, atât costă, să-l tu să spui, da, la gaz am două sobi și am la boilă. Și o să-ți fac un consum de ața metri cub și o să zic, lunar cam te costă 2 milioane lunar sau 3 milioane lunar. Să-mi des contractul și o să observi că din 10 în 10 casă, dacă o să semnezi contract pentru casă. Domnul, așa de săracă lumea. Domnul Petru, să ții minte ce spun eu, oamenii niciodată nu o să fie de acord dacă le iei din bani. A omului trebuie să-i faci, vine să-l ia, nu-ți faci plătești. Nu, fără să faci contract cu el, cine-ți facă 50 de miliarde? Nu, să facă comisie de la primărie, și să meargă pe traseu. Băi, unde ai dus cu noi? Păi, nu lăsi contractul. 36 de miliarde era în 2000. În 2000 era 36 de miliarde. Și ușor, toată lumea o să vină la adevăr. Vreo 40. Haideți să vă spun cam cât ar ajunge dacă să faci instalații de gaz în toată comuna Brăsăneci. Mă refer, traseele principale și alea până în poarta omului. Păi da, ai văzut și tu devizul. 330 de miliarde. Și asta era în 2012. Să știți dumneavoastră că noi suntem o zonă din munte și avem... În 2000 era trebuit. Noi nu avem apă și canalizare în noi doar. Noi suntem de primii comuni care suntem trecut la Uniunea Europeană, când comuna noastră nu are WC-ul în casă. O, da, sunt munte. Da, băi, sunt munte. Sunt munte comuni, dar și noi suntem trecuți printre ei. Am văzut eu la televizor. Am avut o discuție cu fratele lui Dan Sandă, lucrează la Rapin Ardeal pentru localitate. Mă zic, bă, la noi e floare. Vezi acolo, eu mă duc la fabrică unde lucrez cu cipotele din cauciuc, că pe ulița aia nu intru un noroi până la gât. Unde v-a spus? O zis, sunt Sandă în Ardeal, el lucrează la o firmă de construcții și îl face acolo, fermă, într-o deal. Și de unde dorm, și până la locul unde lucrează, trec pe uliță, dar o uliță destul de mare, că o să-ți 40 de case, 30 de case pe ulița aia. Bun. Și o să-ți 5 de cauciuc. Vezi, și atunci noi trebuie să așteptăm să spui și așa o trauă de bunul cu noi, hai să înțelegem și în lumea civilizată. Deci trebuie să-i facem ușor pe toate, că nu le putem face toate. Asta am pus mai repede. Vă spun, urgența cea mai puternică este apa și apa pentru copii. Și când ai ajuns în direcția cetățeanului să scoate și cetățeanul niște bani, atunci omul nu o să fie de acord. Niciodată nu o să fie de acord. Păi eu ce am zis? Vă dau un exemplu. Auziți? Auziți, domnul Jocelyn, este o comună, deci e o comună care e foarte mult. Când a venit așa, nu vreau doar de Europa, m-a făcut așa. Și la DSE-uri, mă, cu foarte atrezi. Sigur. Canalizare. Și are 50 de abonați. Ce-a spus domnul Vici până acum? Doamna Ana. Ai, în afara ședinței, vă supărați, în afara ședinței. 50 de abonați și-a pus săracile, este frică. Să nu vină cumva ăștia de la Uniune și să vină cu multe bani. Nu au beneficiat. Chiar crezi că nu se vină? Pentru ce au făcut beneficiat? Nu trebuie, domnul Vici, dar nu trebuie să ne fie frică atât timp. Domnul Vici. Și banii care i-am aprobat noi acum, dacă nu suntem atenți, șacalii, șacalii. Da, așa suntem. Suntem atenți. Dar noi trebuie să fim atenți, noi trebuie să mergem înainte, noi nu trebuie să ne fie frică că vine Uniunea Europeană și ne duce la pușcărie. Sau noi, ca firmă consilieri, am votat ca față și frică. Să faci noi trebuie să facem ceva. Să fie bătut în cui, cu documente, cu acte, cu tot ce trebuie. Problema nu e asta. În momentul când vrei să faci un proiect și să fii viabil, trebuie să faci un studiu de cază în ei. Sau fezabilitate. Nu sau. Oricum, nu vă ierd cu tractorul dacă nu vine în luna lui iunie, iunie azi, ultimul termen. Cam așa. Unde? Unde se vine? Dacă nu vine tractorul, vă fac o... Vrea să angajeze pe el. Știți? Acolo trebuie iar. Domnul... Dacă nu suntem nici unul aici, nici unul își mătrat în iunie. Da, 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 știți dumneavoastră că aia erați în stânga mea aici, și ați ridicat mâna sus și ați zis 300 de mii de lei, nu sau 300 de milioane, la gardul ăla care...
cu mari scandal și cu greutate. Când îl facem? Când îl facem? Care gar? Garul care s-a făcut la monument. Iama ta, ai văzut? Un an de zile înainte s-a votat, da, domnul Dici. Așa. Dacă nu e așa, atunci nu. S-a votat și noi tot am întâlnit-o, am întâlnit-o, până când pe ce să nu facem. Hai să vedem dacă există ceva bandați acolo. Nu știu, dar atunci unii sunt bani. Stați. Sunt bugetul, excedentul bugetar. Nu s-o cheltuie. Eu m-am făcut foarte mult. Mulțumesc frumos. Domnul Proș, prieteni.